Bună ziua din nou. În filmele precedente ați văzut că coloniile iernate foarte bine arată unele. Mari, colonii mari. Aici avem două nuclee iernate una lângă aia. Au iernat unul lângă ăla. Și am vrut să vă arăt că iernează foarte bine. Eu am experiență mai mare în a ierna colonii mici decât în alea mari. Din alea mari eu n-am avut până acum așa mari. Și la ăștia mici, cum am spus, am o experiență destul de mare de a ierna. Și am să vă arăt cum se prezintă. Ei nu sunt, zic eu, nu sunt așa slabi ca acea colonie care am prezentat-o fiind cea mai slabă din stupin. Acestea așa au fost puse la iernat. Cu măci tinere de anul trecut. Mi-am pus ca să am și o mătcuță de rezervă. Ce este interesant este că avem puiet aici, această ramă, și pe partea asta avem puiet. Albina e puțină, dar este, și având puiet, o să se dezvolte și eu. Ia să vedem și pe a doua ramă. Iată, avem puiet destul de frumos. În mod normal nu mă uit după matcă, acum mă uit. Această ramă este goală, nu are mâncare pe ea. Iată, un pic aici, un pic de mâncare. Iată și mătcuța este aici, în zona aceasta. E foarte ușor de observat. Acum mă duc să i-aduc o ramă cu mâncare. I-aduc mâncare fiindcă nu are mâncare, la cum se observă pe această ramă. Aceste colonii micuțe stau mai prost cu hrana. Mă duc să aduc. Am adus o ramă cu mâncare și o pun la margine. Asta e doar așa, ca să aibă. Mă uit pe care parte are mierea mai multă lichid aici. Acum mai o pun. O pun spre mijloc. Aici e cald. Aici e căldura și o să fie albina atrasă către căldura. Așa, acum să mă uit și la al doilea nucleuș, nucleu aici. Aici el a fost pe o ramă, o singură ramă a fost această nucleu. Se poate ierna, nu e nicio problemă, totul e să fie bine tratat de păduit. Și nu în ultima clipă, adică după mine, așa, eu zic că nu-i bine să fie plin de păduri în octombrie, când e ultimul tratament. Aici eu data trecută le-am pus o ramă cu miere, ele au consumat. Aici matca o ard.
O să mă uit și aici după mătcuța. Dacă au luat aici, aici e prin cu larve. Dar cum observ eu, o să se dezvolte. Posibil matca să fie pe cealaltă ramă. Și dacă... Dacă are nevoie și asta așa de mâncare, aduc și lui o ramă, dar nu foarte plină cu miere. În caz de nevoie, aduc chiar niște miere cristalizată. Dar să vedem. Iată, această matcă are puiet mai mult ca cealaltă, ca și la colonia respectivă nu are mâncare. A eclozat și puiet și matca este aici în partea păleaț. Iată, aici o avem pe mătcuță, aici. Și la cum observ eu, o să aduc și ei la fel o ramă cu mâncarea. Și tot așa spre mijloc. Eu sper ca frigul ce o să vină să nu afecteze foarte tare, o să fie... El oricum se strânge pe puiet. Atunci o să-i aduc și lui o ramă de mâncare, care o pun tot spre mijloc. Tot așa o ramă mai maronie avem, dar mă uit pe care să fie un kil de mâncare, un kilogram. Aleg aceste rame când acestea vor fi rame de cuib peste o lună de zile și vor mai avea, după aia voi aduce mâncare separat. Și iată, tot așa spre mijloc punem aceste rame unde se va acumula căldură. Acum o să strâng bine unul lângă celălalt, bine împachetat așa. Au trecut de iarnă și acum, nu zic, dar până în luna mai cred că o să fie pe. O să fie un roișor frumos, un roi frumos. De fapt, se și practică acest lucru, se ierneze așa mici și în luna mai vinzi roișori, cum adică de anul trecut. Anul trecut, împerecheată în luna lui iulie, e o matcă superbă. E perfectă, mai ales că și ouă. Ai văzut puietul lui, cam cum se desfășoară. O să-i pun și aceste pungulițe cu mâncare, ce mai are pe aici. Așa. Buzunar surplusul și vom vedea cum se dezvoltă. Ei sunt nucleuși. Bun. Punem folia și gata și cu el. Gata, așa punem folia. Ține căldura unul la altul, e foarte bine. Punem așa. Împachetăm și sper eu să fie bine. Sperăm să fie bine. Pânza aceasta o mai folosim la an. Punem două polișoare din acestea. Încă nu încep cu siropul, mai amân un pic. Da. Să evit cât mai mult uzura în această perioadă. Oricum le voi da un fel de apă cu miere mai mult, să zic așa, nu pentru mâncare, pentru a mai trata de varou.
Bine, la următorul film o să vă prezint marca roșie, să vedem cam cum arată ea în această perioadă. Bun.